Paturi pliante, pături, saci de dormit și produse de igienă sunt doar câteva din ajutoarele care vor ajunge azi la sinistrații din Galați din partea Societății Naționale de Cruce Roșie din România. O prioritate pentru voluntarii cele mai cunoscute societăți de binefacere din țară reprezintă ajutorarea imediată a victimelor cu hrană, apă, adăpost și îngrijire medicală. Două camioane și o autoutilitară de marfă ale Crucii Roșii Române au plecat astăzi încărcate cu 1000 de saci de dormit, 500 de pături de lână, 300 de lenjerii de pat, 100 de paturi pliante, 300 de pachete cu produse de igienă și 20 de calorifere electrice către zonele afectate din județul Galați. Acest transport vine în sprijinul persoanelor afectate de inundații din cele 8 localități unde peste 1200 de persoane au fost evacuate. Toate produsele provin din depozitul pentru situații de urgență și dezastre al Crucii Roșii Române și au o valoare de peste 200.000 de lei. În perioada următoare, reprezentanții Crucii Roșii doresc să vină din nou în ajutorul familiilor afectate. Aceștia fac un apel către toți românii care doresc să-i ajute pe cei aflați în suferință să doneze bani sau aparatură electrocasnică pentru încălzire. La săptămâna viitoare intenționăm să organizăm un transport pentru aceste persoane constând din calorifere, pentru că oamenii au nevoie de o sursă de căldură și singura sursă este cea electrică. Facem un apel pe această cale către toate persoanele fizice care pot dona bani sau chiar obiecte gen calorifer sau sobă să vină la Crucea Roșie Giurgiu să facă aceste donații. Potrivit inspectorului Crucii Roșii Giurgiu, sumele de bani colectate în cadrul campaniei umanitare vor fi folosite pentru achiziționarea de sobe, aragazuri, frigidere, calorifere și alte produse de folosință îndelungată persoanelor afectate de inundații. În acest moment, în județul Galați sunt aproximativ 1200 de persoane evacuate din 8 localități, peste 73 de locuințe distruse și mai mult de 2000 de hectare de suprafețe agricole afectate.